Bună seara și Crăciun fericit tuturor! Arena Publica face astăzi totalurile anului sportiv 2011. Nu vom număra medaliile care au fost deja calculate, adunate și împărțite de Ministerul Tineretului și Sportului și alte organizații similare. Vom face o analiză a modului în care s-a muncit în domeniul sportului, iar asta înseamnă că vom analiza și munca Ministerului Tineretului și Sportului, Comitetului Național Olimpic, a presei sportive, de ce nu. Vom vedea și cum au fost premiați performerii anului 2011 la acest sfârșit de an, ce gafe s-au comis și cum facem ca la anul să fie mai bine. Am invitat mai mulți oameni de sport astăzi în studio, inclusiv pe ministrul Ion Cebanu, însă cu regret ministrul nu dorește să apară în fața publicului larg, de ce vom vedea mai târziu în emisiune. Cu amabilitate, ca de fiecare dată, de altfel a răspuns rectorul Universității de Sport, Educație Fizică și Sport de Stat, președintele Federației de Judo, Veceslav Manolache, și jurnalistul Alexandru Botnari. Bună seara și bine ați venit. M-am bulbuit puțin că n-am... E prea bună seara, bine v-am găsit. Instituții. Domnule Manolache, începem cu dumneavoastră. Cum comentați anul sportiv 2011? Au fost atâtea medalii, s-a discutat că am avut medalii mai multe decât în ultimii 2-3 ani, însă am avut câteva ediții speciale pe parcursul acestei săptămâni în care mai mulți experți specialiști în domeniul sportului au spus că aceste medalii sunt de fapt un mare bluf, pentru că nu sunt o consecință logică a activității domeniului sportului la noi în țară, nu avem un program bine de dezvoltare a sportului și așa mai departe. Dumneavoastră, cum comentați? Deci, da, într-adevăr, cum am fost la adunarea de dare de seamă sau totalurile anului, deci s-a spus că s-au adus peste 130 de medalii, dintre care 30 de aur, și când s-a început a numi în diferite genuri de sport, a adus aur de la mondiale de acolo, aur la mondial de acolo, eu am început să stau pe gânduri, zic, bă, dar cum a numerit Toma între cei mai buni sportivi și pe locul întâi, dacă sunt așa mulți medaliați cu aur de la mondiale? Deci, asta e una la mână și a doilea, deci, într-adevăr, ceea ce spuneți dumneavoastră că nu este un program bine echipzuit de pregătire, așa și este. Pentru că la noi ce se întâmplă? Se întâmplă în ciclul de pildă olimpic, nu se începe pregătirea din prima zi, după ce se termină ciclul olimpic și se începe altul. Dar se începe undeva după 2 ani de zile. Deci 2 ani de zile facem un repaus pentru sportivi și după aceea începem într-adevăr cât de cât să-i pregătim. Bine se vorbește la radio, la televiziune, eu știu, la dări de seamă, așa cum la totalurile anului, că în sportul nostru tot e bine și frumos și noi mergem înainte. Dar vreau să vă spun un lucru, că în sport nu stau lucrurile chiar așa cum vorbim de multe ori. Pentru că ca să pregătești un sportiv de performanță, e clar că trebuie 10 de ani. Începând cu etapa incipientă, care undeva durata 3 ani de zile, etapa de specializare, care tot undeva 3 ani de zile, și etapa de performanță. Și cu părere de rău, conducerea noastră, nu numai a sportului, deci a statului, nu se gândește la un lucru, poate că statul nu cunoaște. Eu am în vedere cei care lucrează la guvern și în Parlament și în altă parte, deci poate nu cunoaște lucrurile. Știți de ce, domnule președinte? Pentru că părerea mea personală, adică dumneavoastră mă corectați dacă greșesc, pentru că nu s-au numit oameni potriviți la... Noi avem un minister al tineretului și sportului care e responsabil de sport și care de fapt este statul, cu alte cuvinte, și care ar trebui să conducă normal acest sport și ar trebui să priceapă în primul rând sportul. Sau dacă chiar, dacă sunt câteva persoane puse acolo și au văzut sport la viața lor, pentru că e adevărat, sunt acolo, nu o fac tocmai corect. Eu, în primul rând, vom vedea de ce spun asta puțin mai târziu în emisiune. Da, doresc să-mi termin gândul până la sfârșit. Chestia între aceea că noi nu acordăm atenție la prima etapă, deci la etapa incipientă și etapa de specializare. Aceia unii sunt cadeții și etapa de specializare unii sunt tineretul, juniorii. Deci noi am lăsat în voia soartei. N-avem bani pentru pregătire, n-avem bani pentru deplasări la competiții. Luăm ca pildă, liceul internat cu profil sportiv.
Deci se vorbește că este cuznița sportului din Republica Moldova. Poate într-adevăr așa este. Dar cu 300.000 care sunt alocați de la Ministerul Educației, să facem, să zgătim 540 de copii care sunt cazați, matriculați la liceu internat cu profil sportiv, îi pregătim ani de rândul și nu putem să-i deplasăm la competiții, deci aceasta nu-i treabă. Noi trebuie să ne gândim la lucrul acesta. În primul rând trebuie să fie o hrană decentă la liceu internat cu profil sportiv. Într-a doilea trebuie să fim asigurați cu finanță pentru deplasări la competiții, pentru că pentru educarea starei psihologice sau morale, așa să-i spunem, numai decât trebuie să se aducă numai în competiție. Dacă nu plecăm la competiție, nu putem să vorbim de aceste lucruri. Asta e una. Și a doilea, deci eu cred că la liceu trebuie să fie o selecție serioasă, foarte serioasă. Și baza tehnico-materială care este astăzi la liceu internat cu profil sportiv, materialele celea și toate utilajurile au fost procurate undeva prin anii 75-80 aici. Deci au trecut 30 de ani, dacă nu mai mult. Deci e clar că au rămas în urmă de chestiile acestea. Și multe lucruri. Eu nu mai vorbesc de federații, nu mai vorbesc de cluburi sportive, că fiecare se descurcă cum poate. Deci asta e un lucru care eu cred că noi trebuie să facem o programă de stat serioasă și să mergem cu programul acesta. Pentru că dacă nu o să mergem, o să ajungem la moment când nu o să mai avem băieți care trebuie să participe la Jocurile Olimpice. Deci, Jocurile Olimpice este cel mai serios form care este sportiv întreg glob pământesc. Da, domnul Manulachin a fost întâmplător invitat în această seară. Reprezentanții judoului Sergiu Toma a fost desemnat sportivul anului în Moldova, iar Vasile Colța, cel mai bun antrenor la Gala Sportului 2011, organizată de Ministerul Tineretului și Sportului. Astfel, judoul moldovenesc a luat cele mai importante premii din acest an, o confirmare a valorii și a ascensiunii acestui gen de sport în Republica Moldova. Pe lângă cel mai bun sportiv și antrenor, Ministerul a mai dat premii la majoritatea celor care au adus medalii în 2011. Pentru această manifestație, Ministerul a cheltuit aproape 2,5 milioane de lei, ceea ce reprezintă a treia parte din bugetul sportului moldovenesc pentru un an întreg. Este numit sportivul anului Toma Sergiu, maestru internațional al sportului, locul 2 campionatului Europei de judo. Judocanul Sergiu Toma a fost desemnat de către Ministerul Tineretului și Sportului cel mai bun sportiv moldovean din 2011, devansând în clasament atleta Zalina Marghiev și boxerul Veaceslav Gojan, care au completat podiumul. Cel mai bun antrenor din 2011 a fost numit chiar antrenorul lui Toma, Vasile Colța. Mai înainte, ceva timp, am auzit că va fi Gojan. Și când am auzit că sunt eu, m-am lucrat. Cu siguranță, a fost cel mai bun antrenor. Cum ai simțit că am învans? Care eu și cu Sergiu, noi trebuie să ne gândim cum, cât mai mult să muncim acum să facem un rezultat la Olimpiadă serios. La Gala Sportului au mai fost premiați Cristina Iobu ca cea mai bună tânără sportivă, iar Naționala de Rugby a fost desemnată echipa anului în sport. Eu mă bucur că am întâlnit pe parcursul acestui an oameni simpli, oameni de pe stradă care mă întâlneau și îmi spuneau că au văzut în sportul din Republica Moldova foarte multă performanță și asta este un lucru frumos. Ministerul a cheltuit pentru organizarea galei 2,4 milioane de lei, dintre care 100 de mii de lei a costat organizarea manifestării, iar restul au constituit premiile pentru sportivi, 130 de medaliați la competițiile internaționale. Da, 130 de medalii, cum a spus și domnul Manulachin în startul emisiunii, foarte mult pentru Moldova și majoritatea dintre ele obținute la genuri de sport care... Hai să nu vorbim urât despre aceste genuri de sport, însă cunoaștem cum se obțin aceste medalii. Niște săli de sport de la niște școli, pe undeva unde se adună 2-3 reprezentanți de la două țări, organizează un campionat mondial pe o versiune de care n-a auzit nimeni și aduce medalii acasă. Deci, pentru ce este Ministerul Tineretului și Sportului care trebuie să facă o analiză nu, fundamentală? Nu, dar se pare că ministrului îi place foarte mult că aduce medalii. Vedeți ce spune? Că lumea îl întâlnește pe stradă, îi zice bravo că ai adus foarte multe medalii. Adevărat, anul ăsta s-au adus mai multe medalii ca oricând. Însă, părerea mea că Ministerul nu are niciun merit la
obținerea acestor medalii? Deci, ce pot să spun eu la acest capitol? Trebuie, în primul rând, corect să gestionăm finanțele. Spuneți-mi atunci, a câta parte din această medalie, aceste medalii obținute de Sergiu Toma, care este meritul în procente a Ministerului? Nu, eu cred că undeva 60% este. 60% e meritul Ministerului. Păi probabil, da, probabil din punct de vedere, deci ceea ce a fost asigurat. Se lasă de judo, dacă spune 60% e meritul Ministerului. El a fost asigurat cu finanță de la Ministerul Tineretului Sportului, undeva 60%. Dar, 60% din banii care... Da, da, din banii care... Da, da, dar meritul Ministerului care ar fi? Păi, obținerea acestei medalii. Eu știu, dacă socotim după acestor meritul banilor, înseamnă că 60%. Dacă a conducerii... Deci Sergiu Toma deja se antrenează 15 ani cu judo. Și eu cred că aici sunt meritele nu numai a ministerului, dar și a federației și a clubului în care el a fost mulți ani. Și la antrenorii care i-a avut el, dar el a avut vreo 6 antrenori până la domnul Colța, până a venit în lotul Republicii. Așa că aici putem să vorbim... Alexandru, cum crezi? Cât la sută din meritul îi aparține Ministerului? Cred că meritul Ministerului nu este așa de mare cum domnul Manolache spune. Cred că mai puțin. Că meritul cel mai mare au antrenorii, președinții federațiilor care gestionează aceste bani și, bineînțeles, sportivii care cu munca sa aduc gloria Republicii Moldova. Da? Mi pare că ministerul crede că el are mai mult merit. Deci ei s-au învățat numai să întâmpineze pe sportivi la aeroport și gata, asta e unica ce ei s-au învățat în anul ăsta să facă. Asta că am discutat foarte mult de faptul că 8 milioane de lei este o cifră infimă pentru sportul moldovenesc. Pentru un an întreg sunt 500 de mii de euro, iar dumneavoastră, domnule Manolache, la una din emisiuni spuneați că doar pentru Federația de Judo aveți nevoie de 1 milion, adică de 2 ori mai mult cât este un buget. Nu de 1 milion, de 9 milioane. De euro? Nu de euro, eu vorbesc de lei. Da, dar eu vă spun... Vă spun a, în euro. Îi transferați în euro. E clar, am înțeles. Deci, într-adevăr, noi am pus sufletul în Toma, așa să-i spunem, deci domnul Colța și Neagu și tot cine mai lucrat cu dumnealui. Deci eu nu spun că sunt și meritele mele acolo, dar eu am făcut cel mai puțin. Eu am găsit sponsori care i-au cadonat apartament de 100.000 de euro. Deci, dar l-am stimulat și am spus că o să fie rezultat la campionatul Europei, îți primește apartament. O primit apartament cu 2 odăi. A să fie la campionatul mondial... Cât a primit de la minister? Bani? Da. Nu știu, nu pot să vă spun de suma care a primit-o de la minister, dar ceea ce am făcut noi la federație, deci noi nu i-am dat în bani, dar i-am dat în material, așa să spunem, în apartament. Deci ăsta e... Și eu cred că mult l-a stimulat pe Toma și Toma a depus eforturi maximale. Într-adevăr, este un băiat talentat, un băiat care merită. Ca să rămânem la gala organizată de minister, deși nu mai activează de ani buni în televiziune, ministerul i-a dat lui Nicolae Buceațchi, pentru care am tot respectul, premiul pentru cel mai bun comentator. Nu știm dacă a fost o greșeală intenționată sau nu, dar Nicolae Buceațchi a fost prezentat drept reporter TV7, ceea ce nu este adevărat. Reporterul TV7 e la noi în această seară în studio. Alexandru, este o greșeală intenționată pentru că lumea vorbește diferite versiuni. Cea pe care am auzit-o eu este că, de fapt, acest premiu trebuia să-ți fie acordat ție, însă în ultima clipă cei de la minister s-au răzgândit și au dat premiul Nicolae Buceațchi.
Nu, din primă vreau să aduc mulțumire pentru minister care a apreciat lucrul TV7. Dar Nicolae Băcească nu a activat și nici nu activează la postul TV7. Eu asta pot să confirm. Și nu știu cum așa s-a produs. Am fost și eu mirat, poate spus șocant, că am auzit că Nicolae Băcească este reprezentat a postului televiziunii TV7. Poate ești de la minister, știu mai mult decât eu, nu știu. Dar așa și eu am auzit cu două zile înainte galei. Pe mine m-a contactat vicepreședintele Asociației Presii Sportive, domnul Eduard Cebană, și a spus că eu am fost desemnat de Ministerul Sportului cel mai bun comentator TV. Și după asta, peste o zi, iar pe mine m-a sunat domnul Eduard Cebană și a spus că gata, nu mai sunt desemnat de Ministerul cel mai bun comentator, că a fost desemnat Nicolae Băcească. Și cum, eu nu știu ce s-a schimbat, am auzit eu că un conducător a Ministerului pur și simplu a șters numele meu și a introdus numele a domnului Nicolae Băcească. Nu știu cine a fost, dar este un conducător de vârf, spunem așa. Dar eu cred că de ce Nicolae Băcească a fost numit TV7, că numele meu a fost șters, dar denumirea postul de televiziune nu a fost șters, a fost lăsat. Și, bineînțeles, așa s-a primit că domnul Nicolae Băcească este reprezentat postul de televiziune TV7. Eu nu știu, poate nu sunt profesioniști de la minister. Probabil a fost o gafă celor de la minister, dar și prezentatorii, că cei care au prezentat gala, doi băieți au fost. Da, eu am întrebat pe prima dată când văd doi băieți. Eu am întrebat pe domnul ministru de ce așa. De obicei e o băiat și o fată când prezintă o gală sau o manifestație. Domnul ministru a spus că a fost o greșeală a prezentatorii. Nicolae Băcească a fost numit ca corespondent TV7, dar eu citit ce a fost scris, dar a scris, bineînțeles, minister. Deci asta o gata. Tot respectul pentru Nicolae Băcească, dar nu mai activează de câțiva ani la un post de legi. Nu putea să ia premiu pentru cel mai bun comentator anul. Putea să ia un premiu pentru întreaga activitate, care sunt de acord, îl merită pe deplin Nicolae Băcească pentru munca pe care o face de-a lungul anilor, însă nu cel mai bun comentator că e 2011, asta e clar. Asta e părerea domnul de la minister, deci trebuie să analizăm. Domnule Manolache, comentați, vă rog, și avem și noi, jurnaliști. Eu sunt șocat și... noi trăim într-o țară de oameni care poate schimba părerile în fiecare secundă. Deci eu tot am fost în multe momente așa neclare. Dar ce să-i face? Asta e țara noastră, aici suntem noi și asta e conducerea atât sportul din Republica Moldova, nu numai la minister, dar și în altă parte, chiar și la Comitetul Olimpic. Comitetul Olimpic vorbim neapărat în această seară. Deci nu mă mir. Avem destul de vorbit și despre ei. Și nu numai în emisiunea de azi, că avem o iarnă întreagă înainte. Ca să obții ceva finanțare de la Ministerul Tineretului și Sportului este de ajuns să ai doar semnătura viceministrului. Nu e neapărat să faci performanțe. Poți să inventezi orice, nu contează. Cu o simplă semnătură rezolvi tot, pentru că specialiștii de la Ministerul Tineretului și Sportului nu rezolvă absolut nimic. A, raz u tebe есть уже как бы федерация. Вот. Ты убеждаешь нашего вице-министра, он говорит: "Нет проблем". Так нет, ну как их можно узнать? Они уже у нас сегодня чемпионы Румынии. Нет. У нас есть награждение. Как их можно 4-6-летних? Пойми правильно. Вот мне тоже объяснили. Так об этом речь. Об этом речь. И у меня спорт высших достижений. Это ж массовость и так далее. Для вас это я знаю. Для вас это я знаю. 4-летнего ребенка отправить одному в Румынию? А как я могу дать? У меня, я еще раз говорю, управление спорта высших достижений. 6-летнего никто не поймет меня. В Сочи едет 7 человек на двоих сыновей. Мама, папа, два механика, водитель. Ну, механик, водитель, это вы как бы ясно, что он входит в технический состав. Согласен. Так вот, если вот это министр убеждает, вы меня не убеждаете, что моя подпись будет, хорошо, нет проблем. Его подпись. Да, я вам готовлю и так, и так. Почему я просил по мейлу, чтобы отправили, нет проблем. Сейчас она, даже первый вы берете этот большой. Второй отпадает сразу, если он подписывает. Об этом речь. А он готов. Можете взять. Да, ce spuneți? Am înțeles că domnul Chirtoacă nu mai este la minister de câteva zile.
ar avea, din ce vorbește lumea prin sport, că ar fi plecat, ar avea ceva probleme. Alexandru, ai auzit ceva? Da, am auzit și eu și asta e deja oficial. Ministrul sportului a declarat că domnul Ilie Chiortacă deja a prezentat cereri și din 1 ianuarie, îmi pare mie, nu a lucrat la minister, dar el deja lucrează a 6 ani și nu se știe dacă au fost așa rezultate bune cum ISA laudă, 130 de medale și cel mai primul om la departamentul de sport profesionist pleacă, deci aici ceva sunt nereguli și am auzit și că are și acum se investigează centrul de combatere crimele economice și corupția, acum investigează ceva cazuri la minister. Nu știu dacă e adevărat, asta trebuie de întrebat aici de la centru de combatere, dar pur și simplu așa nu poate să pleacă un om, unul din cel primul om, a doilea minister. Omul deci, care răspundea de sportul de performanță. Da, și care avea deci toate... Avea motive să rămână în acest an, pentru că a adus... Dacă el distribuia atâți bani, el se ocupa cu federație, cu atâți bani... Dar care... gestiona toți banii, dar după ce semna viceministru, după cum a spus și în sincronul anterior. Deci eu cred că poate fi aici ceva, un scandal destul de mare, deci nu știu din ce cauză eu încă nu știu din ce cauză el pleacă, dar cred că nu pur și simplu. Da, în partea a doua a emisiunii vom discuta despre promisiunile lui Ion Cebanu, ministrul tineretului și sportului, pe care le-a făcut acum 2 ani când a fost instalat în funcție, despre activitatea Comitetului Național Olimpic, care a împlinit în acest an 20 de ani. În luna ianuarie însă a înserbat abia la sfârșit de an, probabil pentru că președintele este deputat și a fost preocupat ca să se ocupe de serbarea Comitetului Național Olimpic, dar și despre cei care vor primi premii cărți de la Patriarhul Presii Sportive Românești Ioan Chiril. Avem premii pentru mai mulți telespectatori. Vom anunța numele lor în partea a doua a emisiunii. Acum luăm publicitate. Am revenit în studio. Acum 2 ani, când a fost numit ministru al tineretului și sportului, Ion Cebanu promitea că se va lupta până la ultima picătură cu cei care au înstrăinat obiectele sportive ale statului. Deși a confundat mobiliarele cu imobiliarele, Cebanu nu a făcut nicio dezvăluire din câte a promis. Haideți să vedem ce știa ministrul acum 2 ani, dar a uitat în prezent. Eu sunt interesat de toată infrastructura sportivă și inclusiv și de stadionul Republican, care toată vremea s-a aflat la balanța sportului, nu zic acum agenții sportului, dar sportului în general, și de tot ce înseamnă și sau a fost infrastructură sportivă. Aici se include și stadionul Republican, care a rămas numai terenul, aici se include și ceea ce a fost odată la Locomotiv și practic este în derămare, aici se include și manejul, aici se include și ceea ce agenția proprietății publice a vândut un hectar și ceva de pământ de la întreprinderea de stat Manej, aici se include și Căpriana, baza care a fost, aici se include și tabăra de odihnă de la Românești, care trebuie să devină un centru de pregătire a loturilor olimpice, aici se include și centru de pregătire a loturilor olimpice, școala de tenis, ei, și alte edificii care sunt deja adiacente celor care le-am spus sau celor care sau cele care mai există. Ele în fond nu sunt multe, dar cele din Chișinău au un obiectiv, au o valoare mobiliară, pur mobiliară foarte mare și de aceea e și interesul asupra lor, nu atât ca obiective, ca obiective sportive este mare din partea unor persoane, cât ca obiective pur mobiliare. Terenuri, vă dați seama, în centrul Chișinăului sau în altă parte, care pentru unii costă foarte mult și nu reprezintă din punct de vedere sportiv nimic. Eu vă fac pe calea asta o invitație atunci când vă lansați să facem o emisiune despre tot ce v-am enumărat eu acum, să vă lămuresc eu toată cum stau lucrurile cu toate imobilele astea. Pentru că domeniul sportiv, știți cum, pentru Republica Moldova, din păcate, a fost așa lăsat într-o parte și unii au făcut afaceri din chestia asta, afaceri dubioase. Să facem o emisiune să ne explice domnul Cebanu. El
singur s-a oferit să vină să ne explice. Mai mult decât atât, acum 3 săptămâni când a intrat în direct cu noi prin telefon, ne-a promis că vine aici în studio. De atunci tot încerc să-l... Nu că încerc, dar fac tentative disperate să-l prind. Și nu pot să dau de el. Poate ceva ascunde. Eu sper să nu fie implicat în scandalul de care ai spus tu mai devreme, de care se ocupă Departamentul de Corupție. Vom vedea săptămâna viitoare despre ce este vorba, de ce a plecat domnul Chirtoaca de la minister și cine sunt implicați în toate aceste nereguli de acolo. Ce părere aveți despre activitatea lui Ion Cebanu? Are 2 ani de zile. Eu n-am văzut nimic absolut. În afară de faptul că spune că am câștigat medalii, da, dar medaliile le-au câștigat sportivii până la urmă. Deci, bine, eu vreau să spun că de ministru depinde, dar nu tot. În primul rând, dacă nu este finanțare, dacă nu este o programă bine chipzuită pentru dezvoltarea sportului, pentru dezvoltarea infrastructurii sportive și toate celelalte, ministrul nu poate să facă nimic. E clar că ei trebuie să iasă cu proiecte, cu programe, ca să convingă guvernul, deci și guvernul să convingă parlamentul, ca să aloce cele sume respective care trebuie pentru dezvoltarea infrastructurii în general. Eu vorbesc de edificiile sportive și de pregătirea cadrelor, pregătirea antrenorilor, deci și susținerea federațiilor, susținerea cluburilor sportive și toate celelalte. Etc. Dacă nu sunt chestiile acestea, astea tot aceeași cum ai lua un notător de clasă internațională, îi lega mâinile și picioarele și te alunca la apă și îi spui, hai băiete, înnoată. Ei, poate îi lăsăm numai picioarele, să dea din picioare. Bine, dar ministrul ați văzut din intervenția de puțin de mai devreme, unde a spus că el se va ocupa și el cunoaște foarte multe lucruri. Să vă spun eu care e buba principală aici. Buba principală e aceea că noi avem două structuri, așa se socot, două structuri serioase în țara asta. Este Ministerul Tinerilor și Sportului și este Comitetul Național Olimpic. Sportiv, da. Structuri sportive. Da. Aceste două structuri n-au găsit limbă comună niciodată. De când mă țin eu minte... De ce? Pentru că fac un lucru comun. În sportul Republicii Moldova n-au găsit. Ei, când a fost Josanu, poate că un pic s-a mai găsit, pentru că dumnealui, într-adevăr, era o persoană care era loial, deci el cu dus putea găsi limbă comună. Dar din 2000 încoace, eu nu cred că cineva, un conducător care a condus sportul, deci, dar aceste două structuri trebuie să fie una. Mă înțelegeți? Deci să bată într-un punct să dezvolte sportul în Republica Moldova. Păi noi avem, uitați, la ziua de azi... Păi de ce sunt în conflict? Eu vă spun care e situația. Că noi la ziua de azi avem 2 deputați. De la Comitetul Unic, am 2 în executiv. Nicât la ceea că acolo e scris în statutul Comitetului Olimpic, e scris clar. Nu poate să aparțină nici la o fracțiune politică și nici deputați nu poate, că eu nu merit în Parlament independență. Așa e ori nu. Dar la noi nu se respectă chestia asta. Lucrează mai departe și unul și a doilea, sau amândoi în executiv, nu interesează chestia asta. Dar noi vorbim din minister. Da, este domnul ministru la telefon. Bună seara, domnule ministru! Da, a fost. Da. Deci, mai încercați. Noi vorbim de minister. Într-adevăr, trebuie toți împreună, federațiile, cluburile sportive, asociațiile sportive, Comitetul Național Olimpic și Ministerul. Deci să ieșim, să batem alarma, să nu se privatizeze cum s-a privatizat Moldova și s-a mai privatizat multe edificiuri și a vorbit el, locomotiv și multe altele. Deci Iunus sau cum se numește el pe timp ceala, sindicatele care avem bazin de 50 de metri. Deci, nu interesează. Noi ieșim la gală, vorbim toți frumos, ies să stăm toți de umbra lor să spună adevărul și mergem înainte. Da, eu am fost la o ședință, la Comitetul Organizator, când domnul prim-ministru a spus că va fi modificată hotărârea guvernului cu premiile, cu hrana sportivilor și toate celelalte. Până în ziua de azi nu s-a făcut nimic. Nimic. Păi, nu, dacă noi vorbim la așa nivel, că va fi, și era și ministrul finanțelor, deci atunci nu știu în cine să cred și cum să mai cred. Vorbim imediat și de Comitetul Național Olimpic. Dar să încheiem cu Ministerul Tineretului și Sportului, da. Să spună și Alexandru părerea despre activitatea ministrului.
Eu, dacă analizăm anul 2011 pe 2010, nu a fost dat în exploatare niciun edificiu sportiv nou. Asta e și obligația ministerului. Trebuie să fie construite palaturi naționale, palaturi, bazine. Nu avem niciun bazin de 50 de metri. Inundatorii n-au unde să antreneze. Trebuie să fie condiții. Ministerul trebuie să facă pentru sportiv condiții pentru antrenament, să fie rezultate și să nu fie rușine la turnee internaționale. Asta e. Dar ce 130 de medalii, asta e, se poate laudat mult și bine. Dar nu sunt condiții pentru sportiv. Eu când mă duc la un eveniment sportiv, câteodată e fric. Eu nu știu cum acolo sportivii poate să antreneze, să participe la competiții, dacă acolo nu sunt condiții elementare. De ce ministerul nu elaborează un program? Dumneavoastră, domnule Manolache, a spus că ar trebui, nu avem un program de activitate a ministerului. Păi de ce ministerul nu elaborează un program? Eu nu l-am auzit odată pe ministru să iasă la ședința guvernului, să bată pumnul în masă și să-și ceară drepturile, să ceară ceva pentru sportivi. Odată nu l-am auzit. De ce atunci mai este ministru, dacă nu-și respectă obligațiunile lui? Nu face ce e pentru ce a fost pus acolo, în acest fotoliu? Eu știu, poate l-a speriat cineva la guvern și nu iese. Așa e la noi. Deci, dacă încerci să ridici capul, să spui adevărul, îți spune că, băieții, ți-au rămas ore numărate ca să mai fie în funcție de ministru. Deci, cineva poate să teme de fotoliu. Dar eu vreau să spun... Păi n-are cum să-i spună de la guvern atâta timp cât știm că la noi în țară toate locurile sunt împărțite pe partide. Adică aparține Ministerul Tineretului Sportului, aparține Partidului Liberal. Eu nu vreau să mă implic în politică acum. Dar asta e, și nu poate cineva să ia acest loc. Din câte știu eu, dar poate greșesc, oricum nu mă pricep la politică. În orice caz eu pot spune un lucru. Deci despre domnul Ciobanu. Că noi dintre cei mai răi miniștri care au fost până acum. Deci, dar cine a fost mai rău? El e tinerel, deci o să învețe, o să acumuleze experiență. Spuneți-mi unul care a fost mai rău ca el. Au fost. Au fost acei care am plecat la Jocurile Olimpice în Atena și n-am adus nimic. Ce a fost, conducere bună? Nu-s medalii, înseamnă că toți trebuie să dăie dimisia. Cine a fost atunci? Cine a fost? Cornețchi și Păpșoș, cine a mai fost atunci? Da, și chiar acum la gala, niciun conducător de vârf a statului nu a venit. Deci, da. Poate n-au stimă de domnul ministru, poate n-au stimă de sportiv. Nu știu, aici, dar chiar la gala fotbolă a fost prim-ministru și la gala rugby a fost, dar la gala sportului nu a venit niciunul. Dar a fost anunțat că ei sunt prezenți. Asta e culmea tot. Da. M-am mirat și eu foarte mult de chestia aceasta și ne-am făcut o concluzie. Că așa interesează conducerea statului nostru, sportul din Republica Moldova. Dar sportul, exercițiu fizic, este principala sursă pentru însănătoșirea nației. Așa e ori nu? Dar la noi, a spus și Alexandru, conducerea statului, mai mulți conducători, nu vreau acum să arăt cu degetul, au fost la mai multe manifestații de acest gen, pe la alte organizații, însă n-a venit la Ministerul Tineretului și Sportului. Înseamnă că este o problemă la acest minister. Ok, mai vorbim și la alte emisiuni, că am promis telespectatorilor, vom discuta și despre Comitetul Național Olimpic, care a serbat extrem de modest împlinirea a 20 de ani de la fondare. Evenimentul care a avut loc la Palatul Republicii a strâns în sală doar o parte din lumea sportului moldovenesc. Unii oameni din lumea sportului au fost supărați de faptul că politicienilor li s-a acordat o atenție mai mare decât fostelor glorii sportive. Explicația au dat-o toți sportivii. Președintele Comitetului Național Olimpic, Nicolae Juravski, este parlamentar. Comitetul Național Olimpic din Moldova a împlinit în luna ianuarie 2011 20 de ani de la fondare. Cu această ocazie, la sfârșitul anului a fost organizată și o sărbare în care s-a marcat jubileul Mișcării Naționale Olimpice. Tot ce se face pentru sport, este făcut în entuziasm, este făcut de sportivi și entuziasm antrenorilor. Вот. Если бы государство обращало больше внимания на спорт, то, конечно, наша бы страна достойнее представляла бы. Большое спасибо за столь
за столь приятный вечер, то, что устроил Олимпийский комитет. Вы знаете, что спорт – это как семья. Вот. Это, теперь мы ответим, что это одна большая семья, которая помогает друг другу. Ну, тоть, însă, s-au simțit în sânul unei mari familii. Am trecut pe la primele mese și am avut impresia că toți campioni olimpici. Pentru că la masa unde stau eu în fund sunt 3 premianța Jocurilor Olimpice și 2 premianța mondialilor. Am trecut pe acolo și nu prea am văzut. Am văzut parlamentari care n-au nicio treabă cu sportul. De la fondarea Comitetului Național Olimpic, Moldova a participat la 4 ediții ale Jocurilor Olimpice de vară și la 4 Olimpiade de iarnă. În total, sportivii moldoveni au obținut 2 medalii de argint și 3 de bronz la 6 probe sportive ca box, canoe, luptă greco-romană și tir. Așadar, ajunsându-și Comitetul Național Olimpic, domnilor, eu așteptam personal ca după ce domnul Nicolae Joravski, pentru care am tot respectul, a fost ales parlamentar, dimpotrivă, sportul nostru să urce în sus, să avem mai mari susținere din partea statului. Acum ce văd eu? De fapt, e invers. În ultimul an, doi, Comitetul Național Olimpic practic nu mai activează deloc. Ce se întâmplă? Eu nu cred că în ultimii 2 ani, eu cred că cam de prin 2000 nu prea activează Comitetul Olimpic. Deci pentru că dumnealor ce fac? Primesc pe proiectele cele care le-au avut încă domnul Josanu le-a adus pe timpul lui, primesc bani de la Solidaritatea Olimpică, de la Comitetul Olimpic European și cu asta basta, deci. Cheltui banii ceiași, cu asta se termină. Deci nu văd eu o activitate așa serioasă la Comitetul Național Olimpic ca să, nu știu, să întoarcă acolo brazdi serioase, roditoare, să fie pentru sport. Asta e una. A doilea, dacă omul se ocupă cu politica, el trebuie să plece în politică. Eu am spus de lucrul acesta că, uitați-vă, îl luăm pe Bubca. Are 35 de recorduri mondiale, deci e legenda sportului mondial, așa se spune, în chestia aceasta. Dumnealui a fost deputat, deci și a dat demisia din deputat, a spus că eu rămân la Comitetul Olimpic, deci pentru că în Carta Olimpică e clar scris că nu poate să ocupe cu politica. Noi trebuie să ne ocupăm cu mișcarea olimpică în Republica Moldova. Și mai ales ca președintele Comitetului Național Olimpic și mulți alții care mai sunt pe acolo. Noi ne-am bucurat, noi am mai avut deputați, l-am avut și pe Guzun, deputat din partea sportului, l-am avut de acum pe Joravski, l-avem pe Vlah, sau cum îi spune lui, de la, nu știu cum îi spune, din, nu știu, din Comrat, din Comrat avem un deputat tot. Fost sportiv? Eu nu știu, nu-l țin în minte ca sportiv, dar el e membru executivului la Comitetul Olimpic. Comitetul Olimpic? Da. Am uitat cum e familia, nici nu știu cum e familia. Păi sincer, domnule Manulache, îmi cer scuze că vă întrerup, dar eu n-am auzit de acest Vlah. Poate o fi un fost mare sportiv, dar și dumneavoastră spuneți că n-ați auzit de el. Am văzut foarte mulți oameni care au primit premii la această gală organizată cu ocazia 20 de ani de la fondarea Comitetului Național Olimpic, pe care nu i-am văzut niciodată în viața mea și lucrez de 17 ani în presa sportivă. Am fost la mii, cred că, zeci de mii de evenimente sportive. Nu am văzut pe acești oameni. Nu știu cine și pentru ce merit au primit. Nu vorbesc de domnul Snegur, primul președinte, sau alți oameni pe care îi cunoaște toată țara. Au fost oameni care au primit, pentru că acum întâmplător a apărut domnul Snegur în imagine. Însă au fost oameni care nu apar aici în imagine. Nu știu cine sunt. Eu cu părere de bine să-i spun sau de rău. De ce am pus această întrebare? Pentru că am văzut că și Institutul sau Universitatea de Stat de Educație și Fizică și Sport a primit un premiu de la Ordinul, dar n-am înțeles, adică primeau persoane, păi era cazul să vedea dumneavoastră la urmă, dacă vreau să dea la cineva de la... Nu numai decât mie, deci, care e problema, deci eu nu mă arunc după ordine, după, dar chestia... Nu, eu vorbesc de faptul că s-a dat premii la persoane necunoscute. Și au apărut și acest premiu pentru Joravski, n-am înțeles gestul. Da, Joravski niciodată nu o să-mi dea mie nimic, pentru că eu nu sunt persoana aceea care îi suflă în borș, în supă, sau cum să-i spune mai bine, în ciorbă.
Deci asta, eu sunt om care vorbesc deschis și tot la temă, deci nu pot să... Asta e una la mână, doar nicât nu merge nici cu mătru. Păi el a spus odată într-un interviu că nu se supără pe declarațiile dumneavoastră, sunteți cu mătri. Eu, de pildă, n-am fost la această adunare, deci cu păreri de rău sau de bine, deci nu știu cum să-i spun, n-am văzut contingentul care a fost la această... Dar din vorbe, lumea, ceea ce vorbește lumea sportivă, deci mulți au rămas indignați de organizarea aceea. Eu nu știu, nu pot să spun la concret ceva, nu pot. Eu știu un lucru, că Comitetul Național Olimpic trebuie să ocupe cu mișcarea olimpică în Republica Moldova și trebuie să facă tot posibilul. Așa că Jurav, dacă Juravski este deputat în Parlament, el trebuie să facă tot posibilul ca și bugetul să fie mai mare, majorat și toate celelalte. Da, bugetul care a fost 7 milioane pentru asigurarea calendarului sportiv și 10 milioane pentru programul de pregătire către Jocurile Olimpice. Am înțeles că m-ai dat 4 milioane jumate care vor fi alocați. Vorbim imediat despre aceste 4 milioane și jumătate din rezerva guvernului. Domnul Juravski nu a dorit să discute cu noi în această seară. Mi-a spus producătorul Vitalie Maestru în cască de faptul că domnul Juravski nu vrea din cauza invitațiilor, probabil din cauza dumneavoastră. Alexandru, cum comentezi? Pot spun că bine că sunt așa manifestații și dar nu am văzut pe ministrul sportului nu am văzut, deci asta e cu mine. De ce? Așa și nu am înțeles. Poate au ceva relație, de ce? Și chiar acum sunt guvernul alocat 4.500 de lei pentru pregătirea olimpicilor. 4 milioane jumătate. Și au fost repartizate pentru Comitetul Olimpic. Poate ceva aici este în mijloc. Nu, deci ce că eu cred că asta e un lucru bun, că guvernul a alocat din rezervă de guvern 4 milioane și jumate, dar eu am înțeles că banii aceștia sunt destinați pentru echipament sportiv, pentru deplasare la Jocurile Olimpice și cantonamentele care va fi la ultima etapă. Da, dar cum de verificat dacă acești bani vor ajunge la destinație și nu vor merge în altă parte? Eu cred că o să-i verifice dacă se duc banii din rezervă de guvern, Curtea de Conturi sau Departamentul de Control și Revizie, deci la noi sunt organele respective care sunt organe. a să verifice lucrul acesta. Probabil că o să verifice, dar atâta timp cât domnul Juravski face parte dintr-un anumit partid politic, credeți că mai verifică cineva? Eu nu cred că dacă banii aceștia nu s-au duce după destinație, cineva din politicieni, chiar fiind în postura cât de mare, o să vârie să-l... Dar eu cred că o să ducă după destinație. Nu cred eu că să riște băieți așa cum chestia aceasta. Asta e una, două. Eu cred că iarăși noi facem greșelile cele. Eu am vorbit la început și vorbesc acum că banii aceștia trebuie alocați la începutul ciclului olimpic. Și să margă pregătirea decentă, să nu fie întreruperi. Pentru că la noi se întâmplă așa, până în luna noiembrie sunt bani, după luna noiembrie nu mai sunt bani până în luna martie, pentru că nu-i primit bugetul, deci nu sunt bani la Ministerul Finanțelor și toate celelalte. Și la noi e așa, o etapă undeva de 3-4 luni de zile, e un gol. Și în golul acela, vă dați seama, la un sportiv, dacă el nu se antrenează zi de zi, deci e clar că el pierde forma sportivă, am în vedere starea funcțională. Da, repede, mai avem niște întrebări de la telespectatori, însă nu înainte de a anunța câștigătorii concursului nostru, care vor primi cărți de Ioan Chirilă, Patriarhul Presiei Sportive Românești, echipa Orașul Patria, nu știu cine, toți pot să vină să-și ia mâine cărțile de aici, de la sediul, de la recepție, de la sediul public ATV. Sergiu, tot nu știu cine este, să vină mâine să-și ia premiul. Sunt toți cei care au răspuns pe blog și pe site-ul nostru la întrebări și Mihai Roadedeal. Plus alți doi domni sau suporteri sau microbiști sau amatori ai sportului care au pus întrebări astăzi pentru invitații de astăzi. Este vorba de Radu Rusu și... Și cam atât, este doar s-a semnat nu 2205, nu știu cine este, dar oricum îl așteptăm mâine să-și ridice
premiile. O întrebare pentru domnul Manolache. Care sunt piedicile spre o conlucrare mai fructuoasă între federații și sponsori și care ar fi primul pas ca să le înlăturăm? Doar o întrebare. Mai avem 30 de secunde foarte pe scurt. Da, eu cred că eu nu prevăd piedici între sponsori și federații, pentru că tot depinde de conducerea federației. Dacă conducerea federației găsește limbă comună cu sponsorii și poate să-i convingă, deci ați văzut că la Federația de Judo s-au dat și apartamente și au fost sunuți din punct de vedere financiar, dar totuși legea trebuie să fie. Ori deja noi vorbim de vreo 10 ani de zile că să schimbăm lege, să schimbăm o lege, a doua, să o schimbăm, deci să facem aici o emisiune împreună și cu cei de la Comitetul Național Olimpic. Dumneavoastră veniți? Dacă îi conving eu, pentru că nu. Da, dacă vor cei de la Comitetul Olimpic. Eu vin, dar ce să nu vin. Și cu cineva de la minister. Și plus presa. Să facem o masă rotundă. Deci, în orice moment. Despre probleme. Din păcate nu mai avem timp. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vă mai aștept cu plăcere și la alte emisiuni. Mulțumesc telespectatorilor care au fost în această seară alături de noi. Vă doresc la toți sărbători fericite. Un an nou fericit în Sandu Grecu. Rămâneți cu Publica TV.